Mare zarvă a fost astăzi în comuna Valea Mare Pravăț, Cătunul Gura Pravăț. Câțiva copii au mers în zona bazinelor de apă, iar pe malul râului de Argeșel au găsit un obiect despre care nu știau nimic și au început să se joace cu el. Copiii nu știau că au fost în pericol permanent pentru că obiectul, care s-a dovedit a fi un proiectil, avea focusul și era neexplodat. Câțiva turiști veniți la păstrăvăria din zonă i-au văzut pe copii și au luat obiectul pirotehnic, transportându-l până în Cătunul Gura Pravăț, acolo unde l-au predat polițiștilor de la secția rurală Valea Mare Pravăț. Oamenii legii l-au luat și l-au îngropat în pământ într-un gater din sat, acolo unde a rămas până la sosirea echipajului pirotehnic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Aceștia l-au ridicat în vederea distrugerii. Ne aflăm în aceeași situație, că am avut-o și luna trecută, tot în această zonă unde am găsit, de fapt, încă un proiectil și ăsta e al patrulea proiectil exploziv care se găsește în zona Nămăiești. Acum avem un aruncător de bombă de calibru 54 din primul război mondial. Este foarte periculos, de aceea oamenii sunt puși în situația încât să sune pe 1-2 și să-l anunțe. Acest aruncător de bombă se va ridica de către echipajul pirotehnic ISU Argeș și se va depozita și în urma depozitării se va stabili distrugerea acestui bombă de aruncător. La ce riscuri s-au supus cei care l-au adus până aici? Riscurile, să știți că sunt foarte mari, ei nu-și dau seama. Poate ați observat și la televiziune, poate ați observat și în țară la noi că s-a întâmplat foarte multe cazuri încât și după 25 și după 50 de ani explodează, la 20 de ani în curte și după aceea a explodat. Riscurile sunt mari. Ei au, de câte ori venim, le fac cât un instructaj de protecție în care ei nu au voie să ridice, nu au voie să pună în apă el, nu au voie să stea, între care colegii la IPJ Argeș și l-au mobilizat și l-au lăsat în așa fel la acoperire să nu bată soarele în el, că e periculos să poate întâmpla, până la revenirea echipajului pirotehnic. În aceea decidem de care este. Este un aruncător de bombă de 54 din primul război mondial. Sunt foarte, foarte periculoase. Poate să stea și 50 de ani și pleacă atunci când nu te aștepți. Acesta a fost al patrulea proiectil descoperit în comuna Valea Mare anul acesta. Având încărcătură și focos, obuzul a reprezentat un real pericol, putând exploda dacă era manipulat incorrect. În funcție de încărcătură, ar fi putut provoca mari pagube pe o rază de circa 300-500 de metri.